Am primit o scrisoare de la Dănan și mi-este foarte frică să o deschid. Frați și surori, bine ați venit la un nou episod de Minecraft în care urmează să facem ceva destul de înfricoșător. A revenit seria cu scrisori în Minecraft, fraților, și de data aceasta am primit un mesaj de la un personaj foarte, foarte horror, de la care, să zic așa, aș fi sperat să nu primesc un mesaj niciodată, boys. Mai exact, am primit o scrisoare de la Dănan și urmează să o deschidem acum să vedem care-i treaba. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. După cum puteți vedea, ne aflăm într-un village, într-un village destul de ciudat, așa, parcă e depărtat de lume, dacă stați să mă întrebați pe mine. Adică, na, nu știu, așa, în munți, habar nu am. Și avem aici și o chestie cu sânge, însă bănesc că o să urmeze să aflăm mai multe informații odată ce o să ajungem să deschidem scrisoarea. Nu uitați de aici de subscribe, Doamne ajută să ajungem la 200.000 de abonați, apăsați pe butonul de subscribe și hai să vedem care-i treaba cu... chestia asta, cu scrisoarea asta. Hai să vedem, let's go, hai să deschidem asta. Avem aici o scrisoare de la Dănan, fix așa se numește. Bun, boys, înainte o să iau diamond chest, uite, o să iau toate chestiile astea. Asta e loot-ul pentru harta de astăzi, ca să fiu pregătit de tot ce mă așteaptă. Și hai să citesc scrisoarea lui Dănan. Marius, eu nu înțeleg ce ai cu mine. Tu chiar vrei să avem o problemă? Mereu în videoclipurile tale îți bagi joc de mine și de toți cei apropiați mie. Ei bine, eu nu mai suport asta, așa că vreau să discutăm noi doi față în față. Bun, boys, deci Dănan vrea să se întâlnească cu mine pentru că cică au, cum îi zice, au supărat-o videoclipurile mele. Deci, boys, vrea doar să discutăm. Nu a precizat ceva că vrea să mă moare sau ceva de genul, deci nu e chiar așa de grav, nu? Ca să ajungi la mine va trebui să urmezi de pe jos și ca să nu spui că nu vei avea nicio șansă, ți-am lăsat în chest și niște unelte pe care le poți folosi, așa ca între prieteni. Boys, eu zic că nu e o amenințare așa de mare, eu filmez chestia asta, da? Deci nu e o amenințare așa de mare și eu zic că dacă pot să fiu atent, s-ar putea chiar să mă împrietenesc cu Dănan și să fie totul bine, nu? Adică hai să închid asta și să merg aici în față, boys, să vedem unde ne duce chestia asta. Probabil o să ne ducă într-un loc secret unde se află și... Dănan în persoană. Hopa, locul ăsta secret se află chiar în muntele unde e și village-ul. Bun, am înțeles, e destul de noapte afară. Hai să mergem acolo jos, boys. Bănesc că nu vrea să mă moare sau ceva de genul, nu știu. Baza lui Dănan, let's go. Hai să merg aici jos, bun. Și am ajuns aici, boys, ok. Bun, hai să vedem ce vrea să-mi facă. Wow, let's go. Wow, chiar a avut tupeul să fie aici. Nu credeam că ești chiar așa orgolios. Ok, deci tu chiar vrei să te duelezi cu mine. Dar până la urmă să știi că vei avea de trecut de foarte multe challenge-uri. Nu e așa de ușor să ajungi la mine. Hai să vedem dacă măcar vei reuși să faci asta. Bun, boys, deci că dacă vreau să vorbesc cu Dănan și să stăm față în față, să portăm o discuție, trebuie să trec de niște provocări. Mamă, boys, care-i treaba pe aici? Hai să vedem care-i treaba. Avem camera bannerelor. Ok, ok, ce sunt foarte multe bannere. Let's go, hai să citim asta. În camera bannerului este câte un banner pentru fiecare dată când Dănan a omorât cu mâna ei o persoană. Și aici sunt destul de puține în cameră și sunt destul de puține în camera de dormit, sunt o groază. Nu cred că vrei să ajungi aici. Aha, boys. Deci aici sunt bannerele persoanelor pe care le-a omorât Dănan, gen Dănan cu mâna ei. Am înțeles. Ok, hai să mergem mai departe. Avem aici camera oilor, foarte multe oi aici, boys, sper că nu face sacrificii sau ceva de genul, o, că e măicuță. Te întreb ce se întâmplă în camera oilor? Ei bine, aici sunt ținute oi pentru sacrificat. De fiecare dată când un gardian omoară o oaie, pe cineva oaie este omorâtă și lana este folosită pentru a otrăvi persoane. What? Ok, boys, deci chestia asta lui Dănan e destul de ciudată, dacă asta să mă întrebați pe mine. Avem aici camera gardienilor, unde sunt mai mulți zombie. Nu știu dacă o să găsești ceva, trebuie să închid neapărat ușa asta. Ok, boys, ok, nu am închis ușa asta, să-i bag pe ăștia și după să închid ușa. Deci asta e camera gardienilor, bă, deci, într-adevăr, până acum, chiar e un loc destul de ciudat, dacă stați să mă întrebați pe mine, bă, adică, nu știu care-i treaba cu Dănan și cu toate chestia asta, dar e destul de ciudat, bro, pe bune, hai să vedem, ia, mori odată, muriți odată, bro, bă, dar vin prea mult pe mine, bro, câți sunt acolo? Ok, gata, i-am bătut pe toți. Îl omor și pe ăsta. Bun. Și mai avem încă unul. Stai să-l bagi și pe ăsta. Bun, boys, a fost destul de ușor. Avem aici în camera gardinilor. Ah, mai e încă unul. Bun, hai să-l bagi și pe ăsta. Bun, boys. Deci ăștia mă așteptau aici să mă bată, însă am reușit să-i bat pe toți. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce mai găsim în baza asta. Mai avem și camera fânului. Hopa. Asta e ceva nou și ciudat, camera fânului. Hai să citim. În fundul din această cameră se află o groază de persoane moarte pe care nu le poți vedea pentru că sunt foarte bine ascunse în fân. Dar mai sunt și câteva cadavre crucificate pe care le poți admira. Aha, boys. Deci aici sunt sunt oameni morți care sunt ascunși în fânul ăsta. Am înțeles. Bun. Hai să mergem la camera artificiilor. Let's go. Bun.
Camera artificiilor. Bun, nu știu care-i treaba cu camera artificiilor. Bun, firework, bun, 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 bun. Aici sunt artificii, efectiv, nu? Da, dacă dăm astea artificii. Let's go. Artificiile, dacă te uiți în butoi din această cameră, o să vezi niște artificii. Ele sunt date de fiecare dată când gardienii lui Danan dau foc la vreo casă a inamicilor și așa serbează ei și dau cu artificii fix în fața casei care e în flăcări. Bro, what? Destul de ciudat. Mai avem încă câteva camere. Camera pescarilor. Hopa, aici e un acvariu, boys. O fi că Danan iubește peștii, pescuit. Danan este o amatoare a pescuitului și aici e niște pești unelte. Dacă te uiți în butoaie, o să vezi și niște pești cruși și undițe pe care Danan le-a folosit personal. Aha, boys. Deci aici este o cameră în care Danan se relaxează într-un fel. Își pune toate lucrurile. Bun, hai să mergem mai departe. Avem bucătăria. Ok, bucătăria e destul de ciudată. Hai să vedem ce este aici în bucătărie. Când intri în bucătăria asta nu pare nimic ciudat, dar dacă te uiți un pic prin butoaie o să vezi cu ce se hrănesc de fapt gardienii lui Danan, cu carne de om. Ok, bro. Bun, dar am urât pe gardienul Danan și hai să mergem la parkour. Bun, aici avem un parkour. Hopa, are mai multe nivele, let's go. Parcurul lui Danan a fost făcut de unul dintre cei mai rău făcători din lume și de acest parcur a reușit să treacă foarte puțin oameni. Să sperăm că și tu vei fi unul dintre ei, dar foarte puține șanse. Ok, boys, deci acest parcur este făcut de către un rău făcător, bro. Ok, mamă. Deci avem destul de mult de trecut aici, boys. Nu înțeleg cum un rău făcător poate să facă un parcur. Ok, boys, mamă, și am și lag din cauza tuturor corpurilor astea care stau aici jos. Am și lag din cauza lor și asta mă oprește într-un fel așa, boys, să fac tot parcursul ăsta. Bun, 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 bun. Sărim, 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 așa. Bang, ok, ok, era acolo să... Era să dau un bar acolo, dacă stai să mă întrebați pe mine. Bang, bang, bang. Bun, băieți, bun, am reușit să trecem de faza asta. Destul de mișto. Hai să mergem mai departe. Avem aici un labirint, labirintul morților. Ok, let's go, hai, let's check this, să vedem care e treaba. Labirintul morților. De labirintul morților nu a trecut absolut nimeni. O să observă asta peste tot în acest labirint. Sunt foarte mulți oameni pe jos morți și toți au crezut că vor putea trece, dar nici măcar unul nu a reușit să ajungă până la final. Demonstrează că ești bărbat și ești în acest labirint, am înțeles, boys. Bun, deci ăsta este un labirint cu oameni, cu oameni morți peste tot. Trebuie să găsesc neapărat ieșirea de aici, nu? Cam asta bănuiesc e treaba, trebuie să găsesc ieșirea din labirint. Și bănuiesc că o să o fac dacă îmi pun puțin ambiția. Nu vreau să pierd ceva. Hai să mergem în față, ia sau? Pe aici, pe la stânga. Pe la dreapta, nu. În față, ok, tot în față. Pe aici? Nu, boys, mamă, e destul de ciudat, bro. Băi, gigantic! Loli gigantic. Pe aici, pe la stânga, hopa. Sau pe aici, pe la dreapta? Nu pe la dreapta, pe la stânga. Ok, boys, ok. Am reușit să trecem prin parcursul, prin labirintul ăsta lui Danan. A fost destul de ciudat, dacă stați să mă întrebați pe mine. Hai să facem și camera pânzei, hopa, care iar e pe mai multe nivele, adică trebuie să trec din niște colțuri ale camerei ca să trec mai departe. Bun, let's go. Hai să spargem asta. Nu, sparge, 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 sparge. Bun, să mergem acolo în față, boi, să vedem care-i treaba. După ce o să spargem asta, o să ajungem acolo în față și hai să vedem ce challenge-uri mai avem cu Danan. Sau sper că acum o pot vedea pe Danan, știi, să mă bag așa, să mă bat față în față cu ea, let's go. Camera apei, ok, 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 mai trebuie să-i bat și pe ăștia aici, dar... Ma, voiam să zic că am o tactică, dar n-am de fapt nicio tactică. Voiam să fac așa cumva, știi, ca să nu mai... Să nu mai trebuiască să-i bapă fraierii ăștia. Mă, muriți odată, bro. Muriți, 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 muriți. Muriți odată, muriți. Ok, boy, stai să-i omor pe toți. Așa, bang. Bang, 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 bang. Ok, mamă, mamă, bro, băi, e destul de complicat asta. Dacă stai să mă trebați pe mine. Stai să-mi iau o... Da, sta, bun, muriți. Dă-i, dă-i, mamă, bro, dacă ce ok, stați, că m-a băgat între ei, trebuie să-i bat. Bun, am bătut pe toți, mamă, ok, și mai avem acolo în față cât? Vreo 5-6, bun, îi spargem și pe ăștia și cred că vom ajunge la Danan, hai să spargem și asta. Ok. Bun, 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 amă, lasă-mă în pace, bro, ok, ok, sunt blocat în sfensul ăsta, trebuie să-i bat neapărat pe toți. Ok, boys, că mai sunt 5, bun, cred că pot să-i bat rapid, adică n-ar fi nicio treabă. Muriți, muriți, bro, dată, ok, mort, 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 și tu mort și let's go. Bun, am reușit, boys, să-i batem pe toți, hai să vedem mai departe. După mai departe mai avem și 30 de zombi și cred că după asta vom ajunge la Danan, bro, pentru că deja, bă, sunt prea mulți. A, ba, nu, și zombi și wither skeletoni, ok, trebuie să-i țin aici și să-i bat pe toți. Bun, frate.
fraților, am reușit să batem efectiv toți gardienii. Ideea e că ce mi s-a părut mie foarte ciudat e că n-am primit niciun cap de Wither Skeleton sau ceva de genul. Însă am început să o aud pe Danan și tare am impresia că după camera asta s-ar putea să o găsesc. Hai să vedem. Hopa, ce e asta? Camera clopotelor, ok. O să dau de clopotele astea și o anunț pe Danan că a venit, boys. Hopa, aici e camera lui Danan. Hai să vedem. Clopote, let's go. Aici Danan cu echipa ei, de fiecare dată când cineva din lume moare și ei află, încep să bate toate aceste copote simultan. Sincer să fiu, eu nu știu cum pot acești monștri de oameni să trăiască așa. Ok, boys, deci eu o să bat clopotele astea ca să știe Danan că am venit după ea. Camera lui Danan, stai să o sparg. Ok, uitați-o! Boys, uitați-o! Uitați-o pe Danan, bro, ok! Ok, trebuie să o bare apărat pe asta. Mor odată, bro! Oh, oh, ok, 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 ok. Mamă, ok. Dar stai că e cu gardien de aici, boys. Mamă, trebuie să o bat, trebuie să o bat neapărat. Mamă, mor odată, mor, mor, mor. Bro, ok. Bă, îmi ia două inimi, efectiv, îmi ia două inimi. Mamă, bro! I-am închis ușa, i-am închis ușa. Mamă, bro, ok, ok, boys, stați puțin, stați puțin. Că e destul de... O să mă moare. O să mă moare dacă nu o bat. Ok, 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 boys. Am reușit să omorâm în sfârșit pe Danan. Efectiv, ea nici n-a mai stat măcar la vorbă să, că a zis că vrea să vorbim. Efectiv, a strigit la atac. Însă eu am reușit să o omor, fraților. Hai să vedem ce avem aici. Avem o carte cu Bravo. Bravo, ai reușit să o bați pe Danan. Acum poți pleca liniștit acasă pentru că ți-ai terminat misiunea. I-a arătat lui Danan cine este cu adevărat șeful pe această secțiune. Felicitări, eu zic că asta merită 5.000 de like-uri. Așa zic și eu, boys. E bine, băi și fete, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pa pe toți, pa, pa!